Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sâmbătă după ședința PSD o nouă propunere care vizează eliminarea păcănelelor din toate orașele țării. Avem și o propunere la Camera Deputaților privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Celebrele păcănele să fie eliminate din toate orașele, așa cum este peste tot în Europa, a spus Marcel Ciolacu. În România, potrivit unor statistici recente, cel puțin 15% dintre adulți joacă o formă de joc de noroc, iar incidența dependenței de jocuri de noroc la persoanele de peste 18 ani este de 0,6%, adică aproximativ 98.000 de oameni. Cei mai îndrăgiți pari români sunt în general bărbații tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, necăsătoriți din mediul urban cu educație medie. La nivelul întregii țări funcționează peste 10.000 de agenții de pariuri sportive și peste 70.000 de aparate cunoscute sub numele de păcănele. Fenomenul a luat o amploare îngrijorătoare, mai ales în rândul tinerilor, aceștia dezvoltând o adicție extrem de periculoasă. Sute de mii de oameni suferă de pe urma acestui flagel, mai ales că spațiile în care se joacă se află la tot pasul. Experiența altor state europene ne arată că localizarea sălilor de joc în afara localităților scade numărul jucătorilor, iar prin modificările aduse acestei legi luăm și o măsură de prevenire a dependenței față de jocurile de noroc, relatează Digi24.ro.